Sâmbătă seară, preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a binecuvântat medicii și farmaciștii care au absolvit anul acesta cursurile Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Antim din capitală. Faptul că foarte mulți tineri își doresc ca după festivitățile de încheiere a studiilor în universitate să participe și la un astfel de moment bisericesc, este un moment de bucurie pentru biserică, pentru că arată disponibilitatea celor două părți, a bisericii și a lumii medicale, de a colabora în continuare pentru vindecarea suferințelor omului, recunoscut fiind om faptul și de către știință că cele mai multe dintre bolile biologice, fiziologice, sunt provocate de suferințe adânci ale sufletului. Cu acest prilej a fost reamintită importanța conlucrării dintre biserică și lumea medicală. Este arhicunoscută colaborarea dintre slujirea altarului și slujirea medicală, trecând de, dincolo de datele istorice, faptul că asistența socială, asistența medicală s-a dezvoltat în biserică încă din perioada persecuțiilor. Faptele apostolilor mărturisesc generozitatea creștinilor bogați față de nevoile, suferințele și lipsurile celor săraci. Pentru absolvenți, pentru profesori, dar și pentru ceilalți invitați, participarea la această ceremonie a avut o însemnătate deosebită. Este dorința tinerilor să vină în biserică, nu am forțat niciodată și am urmărit de-a lungul anilor și chiar și tinerii urmăresc. Este cumva diferență între cei care au trecut în pragul carierei pe la biserică și au primit această binecuvântare. Au un drum mult mai, nu mai ușor, pentru că niciun medic nu pornește cu ideea să facă medicina, să aibă un drum ușor. Se simt mai împliniți, găsesc soluții mai ușor, au inspirație mai multă, toate lucrurile se leagă altfel. Această tradiție, ca viitorii medici și farmaciști să participe la o slujbă de binecuvântare, a fost inițiată de către preafericitul părinte patriarh Daniel în anul 1998, pe vremea când era mitropolit al Moldovei și Bucovinei.